Priviți ce curcubeu frumos pe cer. Curcubeul n-a fost totdeauna. Curcubeul a apărut după potop. Când Dumnezeu a încheiat un legământ cu Noe și cu fiii lui, bineînțeles și soțiile lor, și cu întreaga omenire, în persoana lor, Dumnezeu a încheiat cu întreaga omenire și Dumnezeu a promis că nu va mai fi potop de ape. Și iată, ori de câte ori apare curcubeul, trebuie să ne amintească despre aceea că Dumnezeu a făcut o judecată a păcatului când toată populația pământului a fost nimicită pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Acum, curcubeul ne spune că nu se va mai întâmpla potop de ape, dar asta nu înseamnă că nu va mai fi judecată. Vine judecata lui Dumnezeu împotriva tuturor nelegiuirilor omenirii. Și Dumnezeu spune că pământul de acum și cerurile de acum vor fi nimicite nu cu apă, dar prin foc. Și Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou unde va locui neprihănirea și oamenii neprihăniți. Ce facem noi cu toate păcatele noastre și cu starea pe care o avem? Scăparea este în Domnul Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta ca să aducă o jertfă desăvârșită pentru păcatele omenirii, pentru păcatele oricărui din noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa că vă chem să credeți în Domnul Iisus Hristos. Eu am ales să fiu ucenicul Lui. Cu 32 de ani în urmă am ales să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos și este o bucurie, o binecuvântare, o fericire este viața mea acum și aștept să intru în împărăția lui Dumnezeu, nu în baza meritelor mele, ci în baza iertării care am primit-o prin Domnul nostru Iisus Hristos și a făgăduinței pe care a dat-o El. Dumnezeu să vă ajute să credeți în Domnul Iisus, să urmați învățătura Lui, să fiți creștini sau creștină adevărată, adică născuți din nou, care au Duhul Sfânt și așa să aveți parte de viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu.